1,49 lei 6 kg. Marile legende au o mare răspundere. Să le ofere generațiilor viitoare dragoste, cunoștințe și calitate. Acestea sunt valorile pe care trebuie să le transmită o generație celeilalte. Lotto Classic. Creștem generații. De la Best Foods. Bună seara din nou, dragii mei, sunt Ana de Hilerin, bine v-am regăsit la Superconsumatorul. Pentru voi facem, dragilor, această emisiune pentru că vrem să fiți cu adevărat informați atunci când cumpărați ceva. Vrem să vă cunoașteți foarte bine drepturile și să deveniți cu adevărat consumatori europeni. Eu am să vă invit și astăzi, ca de fiecare dată, să ne sunați în direct și să adresați întrebări invitaților mei. De asemenea, ne puteți trimite e-mail-uri la superconsumatorul@rontvr.ro sau ne puteți scrie pe adresa Televiziunii Române, Calea Dorobanților, numărul 191, sector 1, București, pentru emisiunea Superconsumatorul. Nu uitați și de pagina noastră de Facebook, Superconsumatorul la TVR, unde ne regăsim în toate zilele săptămânii. Astăzi vă propun să aflăm împreună răspunsurile la întrebările cum ne asigurăm și mai ales de ce. I-am invitat alături de mine pe doamna Florentina Almăjanu, bună seara, bine ați venit, director general al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, pe domnul Călin Rangu, director al Direcției Protecția Consumatorului din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară. Bună seara, bine ați venit. Pe domnul Bogdan Andriescu, președinte al Uniunii Naționale a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România. Bună seara. Mulțumesc și dumneavoastră. Și nu în ultimul rând, pe domnul Sorin Mierlea, președinte Infocons, invitatul nostru permanent. Doamna Almăjanu, aș vrea să discutăm la începutul emisiunii despre polițele de asigurare auto obligatorii RCA și să ne spuneți dumneavoastră ce despăgubește o astfel de poliță. Polița de asigurare de răspundere civil auto este o poliță care se face de către proprietarii mașinii pentru accidente în cazul terților păgubiți. Deci se va despăgubi un terț care poate să aibă o daună materială sau o vătămare corporală, iar această poliță este obligatorie. Condițiile sunt în lege, în norma emisă de Autoritatea de Supraveghere a Asigurărilor. Sunt niște limite de despăgubire în ceea ce privește această poliță. Ele se situează la 1 milion de euro pentru daune materiale și 5 milioane de euro pentru vătămări corporale. Bun, domnule Sorin Mierlea, cunosc oamenii faptul că aceste polițe despăgubesc și aceste accidente de sănătate? În primul rând, ca să oamenii, așa, de exemplu, fiecăruia dintre noi, polița RCA, care practic este ca un fel de taxă, fiindcă este obligatorie pentru fiecare dintre noi să putem circula pe drumurile patriei, sau dacă ieșim din România cu un autoturism, această poliță despăgubește și vătămările corporale și ar trebui cetățeanul să știe. Dacă discutăm și întrebăm, cred că zona industriei spune că sunt suficienți oameni care își revendică. Eu cred că încă nu toți își revendică, fiindcă nu toți cunosc aceste prevederi. Și cred că ar trebui să știm că în momentul în care suntem într-un autoturism și dacă, Doamne ferește, conducătorul autoturismului respectiv a pus o frână mai bruscă și ne-am lovit la cap în parbriz, putem să fim despăgubiți în condițiile legii și din această perspectivă pe această poliță de răspundere obligatorie. Inclusiv pe cealaltă parte, în autobuze, inclusiv exact, în mijloacele de transport exact, în comun. Pe cealaltă parte ar trebui să înțelegem și să știm că în momentul în care ieșim cu un autoturism pe teritoriul Uniunii Europene, nu trebuie să plătim o poliță suplimentară, fiindcă polița RCA pe care o avem pe teritoriul României este valabilă în fiecare țară membră a Uniunii Europene. Dacă ieșim în afara spațiului Uniunii Europene, atunci avem nevoie de o poliță suplimentară, celebra carte verde, care o știm și care ne trebuia de fiecare dată când plecam în concediu sau plecam într-o altă țară. Dar polița de răspundere civilă obligatorie trebuie să înțelegem
că ne despăgubește pe cineva în momentul în care, din vina noastră, am făcut un accident, dar cu anumite limitări. Și acele limitări sunt, nu știu, dacă mașina e furată, dacă sunt anumite lucruri care intră din perspectiva aceasta ca și limitări. Important este să facem polița respectivă, fiindcă, din păcate, numericul de autoturisme înmatriculate în România, conform Direcției de Centrale de Evidență a Autoturismelor, nu coincide cu numericul de polițe de răspundere civilă obligatorie. Ceea ce înseamnă că este o problemă. Înseamnă că circulă pe teritoriul României autoturisme care n-au această poliță de asigurare, ceea ce pune în pericol atât integritatea și viața oamenilor pe drumurile patriei, cât și din perspectiva faptului că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, până la urmă ce faci? Te apuci să-ți repari mașina pe banii tăi. Cum funcționează în afara spațiului Uniunii Europene? Cum ne facem această asigurare? Conform celebrei melodii Vrem o țară ca afară, am vrea și noi să avem și acest mecanism de reglementare în domeniul asigurării, probabil ca afară. În Germania sau într-o altă țară membra Uniunii Europene, să spunem mai ales din partea vestică a Uniunii Europene, lucrurile funcționează conform unor proceduri foarte simple și, în primul rând, nu cred că există acolo o mașină care să nu aibă asigurare. Pe cealaltă parte, avem și această problematică cu privire la educarea și informarea cetățeanului, informarea asiguratului. De cele mai multe ori se consideră, exact ca și în industria financiar-bancară, a semnat, domne, omul să citească, e răspunderea lui. Eu cred că după 50 de ani de comunism, după 25 de ani de tranziție, obligația este și a instituțiilor financiare, da, care vând aceste polițe, și a intermediarilor, de a pune la dispoziție cetățeanului o informare simplă și într-un limbaj simplu. Că dacă intrăm în meandrele concretului și sinergia faptelor, ART 7, corobora cu 8, ASF, e extrem de complicat. Da. Și chiar colegii care sunt acum în platou, este extrem de important și, până la urmă, să putem face o alegere în cunoștință de cauză, să înțelegem ce am cumpărat. Fiindcă majoritatea celor pe care i-am întrebat și eu au cumpărat polița că este obligatorie, au luat-o ca să fie și o aruncă în bordul mașinii. Nici măcar nu au citit ce scrie pe polița respectivă, din păcate. Aș vrea să întreb și pe doamna Almăjanu, sunt foarte multe mașini la noi în țară, înmatriculate în Bulgaria. Ce se întâmplă în cazul în care avem un accident cu o mașină înmatriculată în Bulgaria? Și este vina mașinii înmatriculate în Bulgaria. Da. Deci acele mașini au o poliță la o societate de asigurare din Bulgaria. Și acea poliță trebuie să plătească despăgubirea respectivă pentru cetățeanul care a fost păgubit. Dar eu aș mai vrea să mai spun altceva, ca menționat domnul Mier, la faptul că nu gradul de cuprindere în asigurare se cheamă, nu toate mașinile au poliță de asigurare RCA. Este înființat fondul victimelor străzii, la care se pot adresa cetățenii care au avut un accident, în măsura în care acea mașină nu are o poliță de asigurare sau autorul accidentului nu este cunoscut. Unde găsim? Unde? Aveți o adresă? spvs.ro. Bun, dumneavoastră știați? Eu, de exemplu, personal, și cred că am acces la peste medie, așa, ca față de ceilalți consumatori, ca și informare, mi este extrem de complicat. Să, cel puțin nu știam de acest lucru. Și mai ales în această perioadă în care discutăm de un jucător mare pe piața de asigurări din România, mai ales pe zona de răspundere civilă obligatorie, a decedat, va deceda, ce se va întâmpla în acest segment. Sunt foarte multe autoturisme care circulă cu sau fără polița de asigurare obligatorie și, conform legilor lui Murphy, am avut chiar eu, personal, un incident în care cel care m-a acroșat era asigurat la firma Astra, că deja este o firmă cunoscută cu, ca și problema respectivă. Eu, fiind din Brașov, constatarea respectivă trebuie să mergi la fondul de garantare, intri într-o procedură destul de complicată pentru un cetățean care trebuie să se învoiască de la servici, care trebuie să aibă acces la informare. Iar zona aceasta, doar a unui site unde te poți informa, este extrem de complicată. De ce spun asta? Nu toată lumea are acces la internet, nu toată lumea are acces neapărat la un site și cred că ar trebui găsite formule de a fi mai aproape de cetățean. Este extraordinar, de exemplu, în ultima perioadă chiar am intrat pe site-ul Autorității de Supraveghere, unde se găsesc lucrurile într-un limbaj tot mai aproape de cetățean, ceea ce este un plus, dar eu sper că și zona aceasta a industriei ar trebui să fie puțin mai aproape de cetățean cu această informare, că eu cred că este cea mai importantă informație din acest segment, că există, chiar dacă nu am o poliță de asigurare,
cel care m-a lovit nu are o poliță de asigurare, există un mecanism în care să pot să fiu despăgubit. Probabil da, vă rog să interveniți, după care aș vrea și pe dumneavoastră să vă întreb ceva. Spuneți. Faptul că există un fond de protecție a victimelor străzii care despăgubește din accidentele fără asigurare RCA, nu este un motiv ca să fie 7 mașini asigurate din 10, așa cum ne-a comunicat un studiu al Consiliului Concurenței recent. Deci acel fond poate să clacheze dacă e această slabă penetrarea asigurărilor RCA în piață. Da. Și acum întrebați. Vă rog, vreau să vă întreb cum ne alegem un broker de asigurare sau o firmă de asigurare? Pentru că acum pe piață am văzut că cei mai mulți sunt brokerii care fac și intermediază aceste asigurări. Cum facem să ne alegem? Brokerii au cam 60% din piața asigurărilor intermediere. Cum alegem pe broker? Nu e un proces complicat. De obicei te interesezi de bonitatea brokerului respectiv. Unde? Pe internet? La prieteni? Pe internet, la prieteni. Sunt în momentul de față 600 de brokeri în scădere de la 1 ianuarie, odată cu creșterea capitalului social, deci o să fie un număr mai mic de broker, deci decizia o să fie mai simplă. Și cum îți alegi societatea de asigurări? Depinde pentru ce produs. Pentru că dacă îl alegi pentru RCA, alegi societatea care vinde cel mai ieftin. Dacă alegi pentru casco sau ceva, una care își despăgubește. Se mai vând asigurări la prețuri există diferite? Prea ieftin, pot să-mi iau, de exemplu, eu, Sorin Mierlea, pentru un autoritativ, să zicem, Dacia, de 2 ani de zile, polița RCA poate să aibă prețuri diferite la societăți de asigurare diferite? Sigur că da. Da, am să vă explic eu aici. Bun, există foarte multe, numai o secundă, că vreau să-l întreb și pe domnul Orangu. Dumneavoastră, ce probleme ați întâmpinat cu acești brokeri? Pentru că fiecare vine cu un preț cât se poate de mic, dar la sfârșit și în cazul unui accident, unui incident, clienții au probleme cu despăgubirile. Da, problemele nu sunt cu brokerii, sunt cu firmele de asigurări. Cu firmele de asigurări. Deci brokerii practic vând ce li se dă. Deci ei sunt un intermediar. Și ei trebuie să fie de partea consumatorului în principiu și să-i sfătuiască, să conseieze ca să facă o alegere în cunoștință de cauză. Dar înainte de a spune problemele, care sunt destul de multe și la 6 luni avem deja 10.000 de petiții, probabil terminăm anul cu 20.000 de petiții înregistrate. Vă rog să ne dați și o adresă unde pot oamenii să vă găsească, unde vă pot scrie. Bineînțeles. Unde se pot adresa. Bineînțeles. Avem mai multe căi de comunicare, inclusiv pe Facebook, avem un tel verde. Aș vrea să completez puțin înainte de probleme de conceptul acesta de taxă care l-a menționat domnul Mierlea, care nu este un concept corect. Pentru că scopul nostru, și mulțumim mult de emisiune, este foarte important și întrebarea este ce înseamnă asigurarea. Asigurarea te asigură pe tine pentru un risc. Riscul de răspundere civilă este ca tu să nu dai din buzunarul tău 100.000 de euro daune în momentul în care l-ai accidentat pe unul și poate chiar l-ai vătămat corporal. Că dacă n-ai avea RCA-ul, ar trebui în tribunal, practic tribunalul te condamnă să dai 100.000 să plătești. Deci este o asigurare pentru tine, ca în momentul în care, când faci tu un accident, acel accidentat să nu se întoarcă împotriva ta. Deci nu trebuie văzut ca o taxă. De asta oamenii aruncă asigurarea, pentru că nu percep că ea, de fapt, este pentru el. Cumperi o asigurare pentru tine, nu cumperi o asigurare pentru celălalt. Că celălalt încasează despăgubirea, da, încasează ca să nu dai din banul tău, din buzunarul tău, și atunci dă asiguratorul. Deci asta e o problemă. A doua problemă cu înregistrarea în Bulgaria. Într-adevăr, firma din Bulgaria plătește, dar cetățeanul român, consumatorul, nu trebuie să se ducă în Bulgaria. Deci el se adresează barului, care este o altă entitate care poate să-l ajute, sau autorității de supraveghere financiară. Avem foarte multe cazuri. Când sunt astfel de cazuri, mai bine ne se adresează la noi și noi intermediem legătura cu Bulgaria, cu barul, ca să-i ajutăm pe consumator să le fie cât mai ușor să-și rezolve o astfel de problemă la nivel internațional. Aș vrea să ne spuneți, și am să vă rog pe dumneavoastră, domnule Andriescu, să dezbatem un pic și capcanele acestor asigurări casco opționale. Ce anume, care sunt capcanele dintr-o astfel de poliță? După care să vedem și ce probleme există, pentru că oamenii primesc la unele servisuri banii foarte greu. Și în momentul în care tu vii și dai din buzunarul tău 60, 70, 100 de milioane să-ți repari o daună, îi vrei destul de repede. Milioane. Să nu speriem, bani vechi, da. Da.
În primul rând, sfatul meu este să ai un broker când vrei să-ți cumperi o poliță de asigurare casco, care îți poate explica anumite noțiuni din condițiile de asigurare și poate de asemenea să-ți dezvolte riscurile trecute acolo. Există, de exemplu, franciza, care poate să fie o sumă destul de consistentă. De obicei, franciza e o sumă modică, să zicem, în 100 de euro. Da. Astfel încât să nu coste mai mult constatarea decât despăgubirea. Dar uneori poate să fie o sumă mai mare dacă nu ești atent și nu citești cu atenție. Pe de altă parte, poate să fie o franciză la furt foarte mare. O să ne spună, o să vorbim imediat de franciză, este... dar vreau, domnule Călin Rangu, avem colega mea de la Eftimie, a filmat un scurt interviu cu un consumator care a avut un incident cu într-o astfel de poliță casco cu un broker. Vă propun, dacă au pregătit colegii mei reportajul, să-l vedem și să revenim la discuție, să vedem acest caz. Încă de când am luat mașina, am făcut o asigurare de tip casco pe care am renoit-o în fiecare an. Sunt 9 ani deja și în primii ani am lucrat cu un broker, pentru că e mai ușor să lucrezi cu un broker din piață decât să mergi la asigurator, la sediu. Și primii ani am decontat diverse mici accidente, lovituri pe care le găseam în parcare sau pietre în parbriz, fără niciun fel de problemă. După vreo 4-5 ani însă, am primit un telefon de la asiguratorul principal care m-a întrebat de ce nu mi-am plătit ratele după 6-7 luni de la încheierea ultimei polițe. I-am explicat că eu am plătit de fiecare dată aceste rate și că brokerul chiar mi-a dat niște chitanțe. Asiguratorul atunci a întrebat seriile chitanțelor, numele brokerului, și mi-a atras atenția că chitanțele erau dintr-un chitanțier care fusese înregistrat în Miercurea Ciuc, iar ștampila pe care o folosea firma de brokeraj era din Pitești, deși sediul ei era în București, eu eram din București și toate tranzacțiile se desfășurau în București. Acum lucrez cu altcineva care este recomandat de 2-3 prieteni și sunt totdeauna atent la referințe, pentru că nu întotdeauna am luxul timpului de a mă duce eu la asigurator, de a sta de vorbă cu el, de a încheia o poliță, și atunci e mai ușor să recurgi la un broker. Am avut noroc din două puncte de vedere, că nu m-a pus asiguratorul să plătesc retroactiv, nu știu exact care este legea în privința asta, și am avut noroc că în astea 6-7 luni, până am aflat de fraudă, nu am avut niciun incident care să necesite polița respectivă. Dragii mei, am revenit. Ați văzut un caz pe care noi l-am găsit aici, colegele mele l-au găsit și l-au filmat. Cu siguranță sunt mult mai multe cazuri și am să vă rog pe dumneavoastră, domnule Mierlea, să ne spuneți ce face protecția consumatorului în acest caz. În primul rând, spunea reprezentantul firmelor de brokeraj să ne interesăm de bunitatea brokerului respectiv. Este extrem de complicat să înțeleagă cetățeanul cum să mă interesez de bunitatea unui broker. Din moment ce o firmă este autorizată să funcționeze, prezum că acea firmă este legal și face lucrurile cum trebuie. Dar pot să apară astfel de surprize, în care poate nici măcar nu e un broker sau se poate întâmpla ceva. În primul rând, poate să intre pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, unde găsește toate firmele autorizate și până când au fost autorizate și poți să faci o astfel de verificare foarte simplă. Pe cealaltă parte, eu îndemn cetățeanul să facă o plângere, o sesizare, o reclamație către Autoritatea de Supraveghere Financiară, poate să o facă către noi ca organizație, către Autoritatea de Protecție a Consumatorilor. Important este să nu stea cu mâinile în sân și să ia atitudine. Fiindcă dacă a pățit el, sigur mai au pățit și alții în spatele lui ceva. Dacă ia cineva atitudine, mai găsim o formulă până la urmă să se diminueze astfel de porcării până la urmă. Dar ceea ce este extrem de important într-un astfel de caz, aici discutăm de fapt și urs de fapt, aici discutăm de o infracțiune. Nu mai discutăm de o problemă că poate mi s-a părut sau nu mi s-a părut. Din ceea ce a fost prezentat în reportaj, aici până la urmă competența cred că este a Inspectoratului General al Poliției Române. Discutând de fals, uz de fals, este o faptă incriminată penal. Da, consumatorul pe care colega mea l-a intervievat a făcut o plângere și acum așteaptă să-i se dea un răspuns, să se întâmple ceva. Aș vrea să fac o precizare, da, de interes.
atâta timp cât un client plătește în contul brokerului prima de asigurare, el este asigurat. Are o daună, îi se despăgubește. Deci nu există niciun fel de problemă dacă brokerul n-ar fi plătit asigurătorului. Astea sunt problemele între broker și asigurător. Bun. Domnule Rangu, cum vedeți dumneavoastră soluționarea? Noi de la începutul anului am pus un accent foarte mare pe partea de prevenție și să identificăm practicile incorrecte, frauduloase. O astfel de practică este o practică clar penală, frauduloasă. Cazul este un caz care ne este cunoscut, probabil este și una din petițiile care au fost la noi. Într-adevăr, sunt agenții de marketing care lucrează cu brokeri, care la un moment dat nu se mai duc la broker cu banii și pleacă cu banii. Ei emit o chitanță și în momentul respectiv, când apare incidentul, apare dauna de plătit, brokerul spune, păi nu mi-ai mai plătit de 6 luni. Da. Deci aici este clar ceva penal și trebuie sesizate imediat autoritățile. Pe altă parte, am constatat în contractele care le-au asiguratorii și brokerii le semnează numele asiguratorilor că nu apare acest cont. Și exact, metoda de plată nu este trecută în contractul între consumator și firma de asigurări. Și cine reglementează, pentru că dacă aceste contracte? Păi, noi acum luăm măsuri, ne întâlnim cu ei și rugăm ca să reglementăm aceste lucruri pentru a putea să rezolvăm problema. Contractele pe casco sunt contracte bilaterale. Deci, practic, nu este o lege care reglementează cum se încheie un contract casco. Noi vedem problemele consumatorului și intervenim în acel moment. Deci e combinat o fraudă cu niște practici care au niște justificări, pentru că nu se știe exact unde, când se plătește. Deci argumente sunt multe. Deci și asiguratorul și brokerul respectiv au fost chemați la SF. Nu știu dacă e exact acest caz sau altul, dar în cazul care a fost semnalat la noi, au fost chemați și lucrurile s-au rezolvat în favoarea consumatorului. De fapt, majoritatea lucrurilor, problemelor care vin la noi se rezolvă. 60-70% se rezolvă în favoarea consumatorilor. Deci e clar că pe piață e o practică care trebuie corectată și luăm măsuri destul de drastice în acest moment. Da, noi chiar o să urmărim acest caz și să vedem până la urmă cum se va soluționa. Ar fi foarte bine să ne comunice, să vedem dacă e cazul nostru sau e alt caz. Da. O să-l întrebăm. O să-l întrebăm. Transmisă către noi. Da, n-a vrut să-și dezvăluie identitatea pentru că este o persoană publică și dar o să urmărim cazul și chiar o să revenim la... Sunt foarte multe înregistrate la noi, cel puțin. Poate practică există, lumea ar fi bine să sesizeze când se întâmplă astfel de lucruri pentru a putea să luăm măsuri din timp și să prevenim. Da, vă mulțumim. Doamna Almășanu, spuneam de franșize. Să explicați dumneavoastră telespectatorilor ce sunt aceste franșize și cum funcționează. Da, în câteva cuvinte, aș vrea totuși să subliniez că aici am trecut de la polița RCA, care este obligatorie, cu condiții standard impuse prin lege, la polițele casco, care sunt niște polițe facultative pe care și le alege clientul, consumatorul, și ele pot să varieze de la companie la companie. Aceste polițe casco pot să conțină o franșiză. Franșiza este partea deductibilă din daună, adică partea care cade în sarcina consumatorului, asiguratului, în măsura în care se întâmplă o daună, în măsura în care se întâmplă acel risc asigurat. Ea poate, așa cum spunea și Bogdan Andriescu, poate să fie de circa 100 de euro în cazul casco, 100-150 de euro, cam aceasta este o sumă care se practică pe piață, dar depinde de la asigurător la asigurător, sau poate să fie 1% din respectiva daună. Deci este un fel de autoasigurare. Deci eu, ca și client, mă autoasigur pentru acea sumă mică numită franșiză. O să dezbatem mai mult și despre aceste capcane și când este bine să ne facem sau nu o franșiză, să cumpărăm o astfel de poliță. Avem acum un telespectator care vrea să vă adreseze o întrebare. Bună seara, dacă ne auziți? Bună seara, da, vă aud. Da, vă rog, spuneți cum vă numiți și ce problemă aveți? Da, mă numesc Doru, sunt din Craiova. Am un an de zile de când aștept după un dosar la societatea Astra. Iar după circa 8 luni de zile de așteptare, mi s-a spus că a intrat în faliment și nu o să-mi mai dea decât fondul de garantare bani. Sunt curios, voi mai primi vreodată acești bani? Pentru că se pare că se tergiversează mereu. Ba intră în faliment, ba nu intră în faliment. Bun, bănuiesc că așteptați răspunsul de la domnul Rangu. Haideți să ascultați răspunsul. Vă mulțumim frumos pentru întrebare. Domnule Rangu, este un caz din atâtea cazuri. Deci da, unul din cele 46.000 de dosare care sunt în acest moment la fondul de garantare, neplătite de-a lungul timpului. Ce se întâmplă? Deci este clar, banii se vor primi. Stăm numai în decizia finală a tribunalului de declarare sau nu a falimentului.
poate să fie și într-un sens și în celălalt. ASF-ul a declarat insolvența deoarece era clar, compania asta nu mai avea lichiditățile necesare și nu mai putea funcționa pe piață, tocmai pentru că s-a constatat că nu mai puteau să plătească daunele, cel puțin o parte din ele, o parte majoră. Pe altă parte, așteptăm acum decizia tribunalului, care nu este decât la latitudinea instanței de judecată să decidă momentul. Sperăm să fie cât mai repede, contestațiile să se rezolve cu celeritate. Noi facem demersuri prin avocații ASF de a urgenta acest proces pentru a putea să se înceapă despăgubirile. Dar banii există, nu e asta o problemă. Din păcate, e termenul acesta lung între momentul declarării insolvenței și declarării falimentului. Bun, deci așteptăm decizia tribunalului. Sper că telespectatorul nostru este mulțumit cu acest răspuns și aș vrea să-l întreb și pe domnul... Nu poate fi mulțumit, dar asta e o situație, din păcate. Nu poate fi nimeni mulțumit și oamenii bănuiesc că au mult mai multe probleme decât doar recuperarea banilor. Dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Mierlea, câte astfel de sesizări ați primit dumneavoastră la asociație pe cazul Astra? Pe cazul Astra nu avem o situație doar pe cazul Astra, avem pe segmentul polițelor de asigurare în general, dar în special pe zona de RCA. E adevărat că cea mai mare pondere este pe acest segment. Sunt undeva cam la 3% din ponderea totală a sesizărilor pe care le gestionăm. În cadrul unui parteneriat cu ASF-ul preluăm și totodată și la numărul scurt 021-9615 și dăm consiliere informare consumatorilor care au această problemă pe segmentul Astra. Am reușit să facem chiar niște materiale de informare pe segmentul acesta, dar cred că cel mai important este cetățeanul să nu stea cu mâinile în sân, să nu spună că nu se poate întâmpla nimic, să constituie dosarul respectiv, să ajungă cu el. Și aici aș vrea eu să-l întreb pe domnul Rangu, fondul de garantare, am auzit despre fondul de garantare a victimelor, sunt tot felul de entități juridice cu denumiri destul de abracadabrante pentru mine ca și cetățean, este destul de complicat să mi le identific unde sunt, cum pot să ajung la ele, iar dacă sunt cetățean din Baia Mare, din Bistrița, din Călăraș sau din Tulcea, îmi este destul de complicat în condițiile în care, de exemplu, fondul de garantare știu că are doar 3 sedii, cred că, sau 3 puncte, sau 3 sau 4 în toată țara. Are un sediu cu mai multe puncte de prezență fizică. Cu 3-4 doar în țară. Juridicele. Ceea ce înseamnă că pentru un cetățean dintr-un județ care nu este foarte apropiat, este destul de complicat. Trebuie să se deplaseze, trebuie să trimită prin poștă. Înseamnă iar costuri suplimentare în condițiile în care încă tot rămân cu un semn de întrebare. Pe cealaltă parte, ar fi de interesant și aici cred că domnul Rangu ar putea să ne spună, dacă totuși sunt implicat într-un accident, până la urmă ce fac? Se face constatarea de către cine? Până la urmă, cu un astfel de caz, mă duc, plătesc din buzunar și voi aștepta când se termină instanța de judecată. După ce se termină instanța de judecată, în ordinea prioritizării a dosarelor, 46.000, probabil vor fi 146.000 încă într-un an de zile, și vor fi procesate și din punct de vedere puse la plată într-un anumit răstimp. Și asta ceea ce înseamnă că probabil voi sta un an jumate sau 2 ani de zile cu banii pe care i-am dat, dacă i-am avut, și dacă nu i-am avut, mă împrumut la o unitate financiar-bancară de pe teritoriul României, cu o anumită dobândă, să pot să-mi rezolv problema ca mașina respectivă să fie pusă în circulație. Și atunci deja este deja o problemă în care, pe lângă costurile care au fost în accident, mai sunt costuri suplimentare pentru a ajunge să constituie acel dosar de daună. Bun, domn Almăjanu, ca să continuăm și cu franșizele. Da, dar ar fi interesant răspunsul ăsta și cred că și pentru telespectatori. Vă rog, eventual să răspund domnului Mierlea. Deci se pot trimite dosarele pe e-mail. Dacă cineva e la Baia Mare, se poate transmite pe e-mail la fondul de garantare și nu este nevoie de nicio birocrație. El care se registrează. Ar fi interesant să o cunoască cetățenii. office@fgaromania.ro. Găsesc această adresă la dumneavoastră pe site-ul FGA și pe site-ul și la ASF. Noi pe site și peste tot. Adică problema este cetățean. Deci, să se informeze. Cel mai simplu pentru cetățean este să dea un telefon sau să dea un e-mail la ASF pe office@fgaromania.ro. Sunt foarte mulți cetățeni noi... care nu folosesc internetul, din păcate, și atunci... De asta avem un tel verde gratuit pentru cetățeni. Exact, asta pe care să pot să-l apeleze. Deci avem mijloace destul de variate în momentul acesta, inclusiv Facebook-ul, în care purtăm zilnic, avem corespondențe cu consumatori care au probleme, ne ridică, mai spuneți o dată telverdele ca să și-l noteze și... Telverdele este 0800 825 627. Colegii mei, dacă l-au reținut, poate l-afișează și pe ecran, da? Dacă nu, o să-l mai spună domnul Rangu încă o dată. 0800 825 627. Da, vă mulțumim frumos. Doamna Almăjanu, când este bine, în ce condiții e bine să-și facă omul o franșiză? Asta aș vrea să lămurim.
Ce poate să aducă în plus această franșiză, în măsura în care consumatorul o acceptă, este faptul că se poate reduce prima de asigurare. Deci acea bază mică de sumă pe care poate să o suporte asiguratul conduce la o reducere a primei de asigurare totală pe care o plătește asigurătorului anual. Dar... Da, aici cred că ar fi interesant dacă, Doamne ferește, am un accident și am o poliță casco și accidentul respectiv, să spunem, are 1000 de lei ca și valoare, asiguratorul nu o să-mi dea 1000 de lei pentru ceea ce am avut reparațiile în serviciu, o să-mi dea doar o parte din reparații, iar respectiva diferență, ori o suport din banii mei, ori suport costul unei francize către asigurator și de-abia atunci, adică trebuie să înțelegem că pe lângă polița casco mai plătim ceva în plus ca să avem acoperită toată dauna. Și atunci, din această perspectivă, consilierea cu un broker pentru a înțelege până la urmă că s-ar putea să ne păcălim, să pară mai ieftin, dar exact, să fie, din păcate, mult mai scump. Domnule Andriescu, ce capcane găsim în aceste polițe ieftine? Că suntem tentați să luăm o franșiză ieftină și după aia ne trezim că plătim foarte, foarte adică mult. Adică să luăm o franșiză mai mare și o poliță cu o primă și la acea poliță să aibă prima mai mică. Deci un casco mic, o franșiză o mare. O franșiză mai mare. Cam asta ar fi ideea. Cu cât plătim mai puțin, cu atât primim mai puțin. Cam asta e regula. Dacă e să vorbim de capcane, sunt multe care ar câteva, putea să apară. Câteva, vă rog, frumos, pe care trebuie să le știi orice. Franciză consumă. V-am povestit, mai existau unele cu limite de despăgubire, acum am văzut că nu prea mai există. Mai există excluderi la diverse chestiuni, poate să existe excludere la spargerea geamurilor, care, dacă nu citești cu atenție, nu o să o constați acolo. Sunt multe, adică e o zonă de inventivitate. Iar asta cu excluderile sunt mare. Importante. Ce înseamnă excluderea? Înseamnă că tu ți-ai plătit o poliță de asigurare, casco, sau poate discutăm și de viață sau orice tip de poliță, dar în momentul în care se întâmplă incidentul, dacă este trecut ca excludere, nu primești niciun ban. Și atunci este extrem de important, când se pronunță cuvântul excluderi, să citești zona respectivă, atenție. Extrem de important. Da. Aș putea să vă dau un exemplu cu astfel de excluderi. Chiar astăzi am avut o astfel de sesizare și, din păcate, nu o putem rezolva favorabil consumatorului, deoarece contractul a fost făcut de așa natură încât consumatorul era indus într-un fel în eroare. El se aștepta la ceva și nu a primit, dar, pe altă parte, ne-am auto-sesizat asupra unor practici a unei firme de asigurări care, prin astfel de clauze care sunt neclare pentru consumator, induc, de fapt, niște lucruri care nu sunt corecte pentru în beneficiul consumatorului. Un astfel de caz era, a avut un aparat electronic, televizorul i s-a ars datorită unui trăsnet, practic era asigurat pentru bunuri și împotriva incidentelor, numai că trăsnetul este un factor indirect care a afectat televizorul, trebuia probabil trăsnetul să intre direct în casă să lovească televizorul și practic nu i s-a despăgubit televizorul. Da. Deci am este foarte clar că dacă persoana nu citește și nu înțelege ce înseamnă risc indirect. Un broker ar trebui să dea această consultanță. Haideți să vedem, fiecare broker ar trebui în momentul în care încheie o poliță să dea astfel de consultanță. Sigur că da. Asta este. Bun, vreau să avem, mai avem un telefon de la un telespectator și aș vrea să ascultăm cazul telespectatorului. Bună seara, ne auziți? Bună seara, da, vă aud. Bună seara, cum vă numiți și ce problemă aveți? Daniel este numele meu. Aș avea o întrebare. Dețin o poliță casco la un asigurator renumit la nivel mondial, aș putea spune, și am avut o problemă referită, am avut o daună în acest dosar. Brokerul respectiv, în momentul în care mi-am tocmit polița casco, mi-a comunicat faptul că nu sunt obligat să repar autoturismul la un service partener, ci pot repara mașina oriunde doresc eu, iar în momentul în care s-a produs evenimentul și am fost la asigurator să mă despăgubească, a spus că nu mă poate despăgubi, decât în urma achitării reparației din partea mea către unitatea reparatoare, iar ulterior asiguratorul mă va despăgubi pe mine. Unde ați făcut reclamație? La ASF și la Poliția Consumatorului. Pe, la Autoritatea Națională sau la o asociație? La Autoritatea Națională. Bun, domnule Rangu. Autoritatea probabil a înaintat sesizarea mea către firma respectivă și au spus că își mențin punct de vedere, iar ASF-ul, surprinzător, au spus că s-a clasat întrebarea mea, solicitarea mea, pe motiv că au fost două cereri referitoare la același dosar
și nu se va răspunde la niciuna pentru că s-au considerat dublate, deși în ambele solicitări pe care le-am adresat întrebam două lucruri complet diferite. Domnule Rangu. Da, deci legat de casco, cum spunea doamna Almăjeanu, contractul este încheiat între părți și contractele casco în general prevăd pe zona de reparația mașinilor că se plătește o anumită sumă a primei de asigurare dacă se merge în servisuri autorizate și recomandate de către ei și se plătește o diferență de sumă astfel încât consumatorul să meargă unde și alege el. Deci la momentul semnării, brokerul sau cine l-a sfătuit trebuia să explice diferența între o anumită primă care îi dă permisiunea să meargă oriunde să-și repare mașina față de o altă primă prin contractul dintre părți care îl direcționează numai către serviciurile autorizate de către asigurator. Contractele casco sunt contracte între două părți în care nu există o legislație, cum am menționat. Deci trebuie cunoscut și înțeles ce scrie în acel contract, pentru că e o înțelegere a părților. Autoritatea nu poate să intervină în mod direct. Legat de clasare, noi nu clasăm în niciun caz prima cerere și clasăm a doua dacă se leagă de prima cerere. În acest caz îl rog să-mi trimită detaliile respective și o să investigăm dacă au fost două subiecte diferite. Într-adevăr, e problema la noi. Bun, îl rog pe domnul Daniel să trimită... Așteptăm detaliile și cu cea mai mare plăcere și, vreau să urmărim, o să urmărim și acest caz. Cu siguranță, dacă a făcut reclamație și la Autoritatea Națională de Protecție, o să vedem ce se întâmplă și acolo. Vă rog. Da, aș vrea să adaug următorul lucru. Aici e o situație foarte clară. Dacă a plătit în plus pentru această clauză, este trecută în contract. Dacă n-a plătit, nu este trecută. Dacă clientul dovedește că brokerul i-a spus că are această clauză inclusă și n-a avut-o, va trebui acționată răspunderea lui profesională. Brokerii au răspundere profesională până în limita a 1.800.000 euro. Au și RCA-ul. Deci, bun, nu știam lucrul acesta. Exact. Deci poate să acționeze răspunderea profesională a brokerului și să-l despăgubească cu... Aș vrea să ridic o problemă. Este tema pe care de obicei finanțiștii, și aici discutăm, să spunem, și de zona asiguratorilor, dar mai ales cei din zona industriei financiare bancare, vin și spun că, în general, contractele sunt contracte între două părți și nu putem să intervenim pe segmentul acesta. Și se vede că, în ultima perioadă, instanțele de judecată au venit și au demontat acest mecanism. Eu cred că, în momentul în care există, ce adevărat, un poliță casco este un contract între două părți, cetățeanul, la rândul lui, consumatorul, de multe ori nu înțelege, sunt destul de alambicate, foarte multe articole coroborate cu alte articole, destul de mult ca și starea contractului respectiv. Poate nu totdeauna brokerul explică, poate nu totdeauna brokerul are la rândul lui toată știința, cunoștința sau timpul să-i explice cetățeanul, sau chiar dacă îi explică într-un limbaj pe care nu-l înțelege. Din această perspectivă, eu sper că și autoritatea și noi ca organizație și Autoritatea de Protecție a Consumatorilor, dar mai ales instituțiile financiare care pun la dispoziția brokerilor aceste pachete de asigurări, să găsească o formulă de a-l informa pe cetățean pe temele extrem de importante. Fiindcă altfel ajungem, fiindcă dacă am fi ascultat exact ceea ce a spus cetățeanul la telefon, a spus un lucru important. Brokerul i-a spus că poate să repare mașina oriunde. Da. Că nu se regăsește în contract această clauză. Este deja un lucru, să spunem, discutabil. Haideți să vedem practic ce știu consumatorii despre asigurări. Tot colega mea de la Eftimie a fost pe teren, a luat câteva păreri, să le vedem, revenim. Ați făcut vreodată vreo poliță de asigurare? Nu, că n-am avut niciodată casă. Abia acum am reușit să fac un cuibuleț și vreau să-l asigur. De ce nu v-ați făcut? Pentru că nu am încredere. Știi ce este o poliță de asigurare? Ei au auzit vreodată pe părinții tăi discutând despre asta? Da, i-am auzit să facă o poliță de asigurare la mașină și atât. La casă și-au făcut, știi cumva? Nu. Știu că se poate face, dar nu cred că au... Nu au încheiat o asemenea asigurare. Eu am considerat că aceste polițe, dacă fac o singură asigurare, se face și pentru foc și pentru cutremur și pentru... Da? Ei, atunci ne asigurăm și vrem să fim în regulă. Aveți poliță de asigurare la locuință? Da, avem, dar fata mi-a asigurat că fata lucrează la firmă de asigurare. Știți ce este o poliță de asigurare pentru locuință? Să fie asigurată. În caz de ce? În caz de incendiu, în caz de hoț, în caz de orice.
Am revenit, dragilor. Iată că nu se cunosc foarte bine polițele de asigurare, ce înseamnă ele, când se fac, până la ce vârstă și așa mai departe. Aș vrea să vorbim un pic și despre asigurările standard pentru locuințe. Da, domnule Rangu, imediat am să... Ce includ, domnule Mierle, asigurările standard pentru locuințe? În primul locuințe? Rând, avem iar și aici două tipuri de asigurări. Este o asigurare care ar fi obligatorie. Prin celebrul PAID și asigurările opționale, un fel de casco, cum este la mașină, un fel de casco pentru casă. Important este să conștientizăm că trebuie să ne facem aceste polițe și ce m-a impresionat negativ în interviu, doamna care a spus că până acum nu a avut sens să-și facă o asigurare fiindcă n-a avut casă. Putea să-și facă o asigurare de viață, putea să-și facă alt tip de asigurare. Trebuie să înțelegem că polițele de asigurare ar trebui să fie o normalitate pentru noi și mi-a plăcut ceea ce a spus domnul Rancu, că nu le facem în primul rând pentru altcineva, le facem pentru noi. Pe cealaltă parte, asigurarea de casă, din păcate ne facem o asigurare de casă în general după ce ne-a inundat vecinul de deasupra. Dar ce include această asigurare obligatorie, pe scurt? Asigurarea obligatorie include câteva despăgubiri minimale, dar trebuie să fim foarte atenți în momentul în care ni se pune la dispoziție de către broker acele asigurări opționale în plus. Iar aici excluderile sunt, cred că, de două ori mai importante decât în momentul în care discutăm despre asigurările auto. Iar cred că cel mai bine ar putea să ne spună doamna... Da, numai puțin, vroia domnul Rangu să mai spună ceva. Da, deci pe partea aceasta de educație, chiar astăzi Consiliul ASF a aprobat strategia de educație pe următorii 3 ani și derulăm o campanie care e deja începută pe un parteneriat cu Ministerul Educației în școli, la clasele a 7-a și la clasele a 11-a. Deja am început un program pilot, edităm ghiduri, cum este acest ghid, ghidul RCA, în care detaliem lucrurile pe un limbaj cât mai apropiat de nivelul cetățeanului care nu este cunoscător. Mai arătați-l o dată la cameră, mai țineți-l. Acesta este ghidul care se găsește și pe site-ul ASF, se găsește și la Infocons, la toți. Este foarte bine că faceți această informare. De, noi avem un grup de lucru al asociațiilor de protecție a consumatorilor și al asociațiilor pieței în care distribuim aceste materiale și dânsi la rândul lor promovează campaniile de educație ale autorității. Domnul Mierla, de exemplu, a fost unul din susținătorii care a printat foarte multe materiale și le-a distribuit exact în acest sens. Da, și mulțumim pentru eforturile pe care le face prin asociația pe care o conduce de a educa cetățenii consumatori și de a informa permanent. Doamna Almăjanu, haideți să vorbim de asigurările de locuință. Care sunt lucrurile pe care le avem în asigurările standard și dacă optăm pentru alt tip de asigurare, ce primim? Sunt și blocurile acestea izolate termic, sunt asigurate sau nu? Cum este? Hai să încep cu ultima dumneavoastră întrebare. Blocurile izolate termic sunt asigurate în măsură în care proprietarul apartamentului decide să-și ia o poliță facultativă, dar aș face diferența între polițele de asigurare obligatorie și polițele de asigurări facultative. Ce înseamnă polița de asigurare obligatorie și ce asigură ea? Polița de asigurare obligatorie, numită pe scurt PAD, este polița aceea care acoperă numai riscurile catastrofale, de fapt 3 riscuri catastrofale, riscul de cutremur, riscul de inundație și riscul de alunecare de teren. Pe lângă această poliță, clienții pot să-și cumpere polița de asigurare facultativă, care poate fi cumpărată la valoarea reală a locuinței. Ce aș menționa pentru polița de asigurare obligatorie este faptul că și suma asigurată, adică respectiv despăgubirea, este limitată. Nu numai prima de asigurare este fixă, ea fiind stabilită prin lege, dar și suma de asigurare este fixă. Da. Am să-l rog pe domnul Rangu, pentru că mai avem doar câteva minute, să ne prezentați acest raport pe care l-ați adus, raportul semestrial al reclamațiilor. Vă rog să ne-l prezentați și să ne spuneți... atenție, așa. Și până când domnul Rangu ne prezintă partea de reclamații, cred că ar trebui să înțelegem că încă, din păcate, trebuie să avem mai multă atitudine. Avem puține reclamații, considerăm noi, datorită faptului că încă cetățeanul nu are atitudine, nu are educație, nu are informare. Așa este. Haideți să ne spuneți ce aveți acolo pe... Sunteți cetățeni? O mică completare la asigurările de locuințe. Domnul Almăjean a menționat bine, dar poate nu s-a înțeles valoarea reală a locuinței. Când faceți o poliță, nu declarați cât credeți dumneavoastră că face casa. Că nu o să vă dea asiguratorul niciodată 100.000 de euro pe casă, dacă ea pe piață face 50.000 de euro. Foarte pe scurt, ce conține raportul dumneavoastră? Deci raportul semestrial al nostru pe zona de asigurări, nu numai, dar aici este raportul numai pe piața de asigurări, avem la fel și pe piața de capital și a pensiilor private, unde și acolo sunt niște probleme specifice care pot
pot fi menționate, arată foarte clar un număr foarte mare. Deci nu e un număr mic de petiții, un număr foarte mare de petiții și e clar, e o problemă spuneți-ne pe piață. Spuneți-ne o cifră acolo. Deci avem la 6 luni, aveam 5.889 de petiții unice. Deci, de fapt, ele au fost vreo 11.000, din care unele din ele s-au clasat, cum se menționează, dar se clasează pentru că vin în mod repetat sau se trimit și la Parlament, se trimit la mai multe instituții și ele se... Polițe de asigurări pe piață din România. Adică se raportează la daune. Petițiile deci, se raportează la numărul de daune. Da. Într-un total de câte daune. Exact. Cel mai simplu ar fi de urmărit în textul care este menționat aici, pentru că numărul acesta absolut este important, dar de fapt numărul la polițe și la daune este mult mai relevant. Deoarece, uitați-vă, raportarea petițiilor înregistrate transmise de asigurați la numărul contractelor în derulare, ponderea se strică. Dacă la un volum apărea da. Astra pe primul loc, aici apare Asiromu, City Insurance și Unica. Vă mulțumim foarte mult, domnule Rangu, vă mulțumim foarte mult. Aș vrea în acest moment să anunțăm și câștigătorul concursului nostru de acum două săptămâni, pentru că săptămâna trecută am avut o ediție specială și nu am avut concurs. Domnul Sorin Mierlea a adresat atunci întrebarea la ce ne uităm în primul rând atunci când cumpărăm iaurturi și câștigătorul nostru este domnul Gabriel Bolohan. Pe pagina noastră de Facebook găsiți acolo și rezultatul concursului și vreau să-l rog acum pe domnul Mierlea să adreseze o altă întrebare din această foarte pe scurt. Ce despăgubește polița obligatorie tip RCA? Cred că este extrem de simplu, extrem de important, dar mai ales să răspundeți, fiindcă, cum spunea chiar colegul și mi-a plăcut, suntem cu toții concursul... consumatori europeni și avem drepturi. Vă mulțumim foarte mult. Premiul pe care îl câștigă, pe care l-a câștigat și domnul Gabriel Bolohan și pe care îl câștigă telespectatorii noștri, este accesul gratuit la testecomparative.ro și aș vrea și o concluzie acum de la doamna Almăjanu, foarte pe scurt, într-un minut, concluzia. Cum ne asigurăm? În primul rând, trebuie să ne gândim că o poliță de asigurare ne este necesară pentru viața de zi cu zi, pentru bunurile noastre, pentru viața noastră, pentru sănătatea noastră și aș pune chiar pe ultimul loc mașina, pentru că tot am vorbit în această emisiune foarte mult despre asigurările de mașină, despre asigurările RCA. Sunt cele mai întâlnite. Da, sunt cele mai des întâlnite, sunt cele mai vândute asigurări, dar gândiți-vă și la casa pe care o aveți, gândiți-vă și la bunurile pe care le aveți, gândiți-vă la viața pe care trebuie să o protejați și gândiți-vă că puteți să aveți un accident. Nu este de dorit, dar se întâmplă și aceste polițe de asigurare, de viață, de sănătate pot să vă ajute în momente grele. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Încă o dată le spun telespectatorilor de pagina noastră de Facebook, acolo discutăm în continuare până săptămâna viitoare această probleme. Puteți să ne scrieți, trimiteți-ne e-mail la superconsumatorul@tvr.ro. Vă propun săptămâna viitoare să aflăm împreună răspunsul la întrebarea: tu știi la ce școală învață copilul tău? Dragilor, aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați-ne un like acolo pe pagina de Facebook. Dacă nu, dați-ne dislike și spuneți-ne ce nu v-a plăcut sau ce subiecte vreți să dezbatem aici în emisiune la Superconsumatorul. Până atunci, mulțumesc atelierului de design vestimentar Nimfa și hairstyliștilor de la Centro Dona Spa, dumneavoastră că ne-ați urmărit și nu uitați, cheltuiți-vă banii inteligent, fiți super consumatori, rămâneți cu TVR1, la revedere!